Salutare, prieteni din studioul din București al Columna TV. Sunt Boris Nicolov și vă invit la discuția zilei. A fost o săptămână care a început fierbinte și s-a terminat tot la fel de fierbinte, chiar cu sufletul la gură am fost mulți, mai ales televiziunile mainstream. Deci, voi discuta astăzi împreună cu invitatul meu despre războiul de la Piața Unirii, când, după cum vedeți, Mucușor, cum este supranumit de mulți primarul general, i-a făcut muci pe adversari și, bineînțeles, rezultatele, comentarii pe seama rezultatelor din Republica Moldova. Ca de obicei, la început de săptămână, Sebastian Rusu, jurnalist. Salutare, Sebastian! Salut, Boris! Ca de fiecare dată mă bucur să revin, îi salut pe telespectatori și să-i dăm drumul că avem ce comenta. Așa cu zâmbetul. Ești de acord că vedeta săptămânii trecute a fost Nicușor Dan, care s-a arătat așa cum nu știam, cu forță, bătăios. E într-o altă nuanță, dimensiune. Și cum să spun eu, a opus forța legii pe care o deținea el față de legea forței adoptată de Daniel Băluță, primarul sectorului 3. Scandalul cu buldozere, cu țipete, cu garduri, cu polițiști, cu... Dar toată treaba asta nu s-ar fi produs dacă nu eram în campanie electorală. A dat-o foarte bine domnul Nicușor Dan în contextul în care domnul Băluță e într-o mare creștere, într-o ascensiune la PSD. Da, un prestigiu. Exact, pe fundul lichidării influenței doamnei Firea, ca să mă exprim mai plastic. Da, păi e vicepreședinte. Da, deci a venit foarte bine și a venit în sprijinul domnului Ciolacu și al campaniei. Că domnule, la Unire acolo... Acel planșeu e făcut în perioada interbelică și, mă rog, în perioada cea comunistă reconstruit, remodelat, într-adevăr este un pericol la siguranța traficului. Doamne, și ai văzut vreun specialist venind să spună, să explice despre ce e vorba? Nu, dar să știi că s-au scris materiale, de vreo 3 ani să tot scriu materiale, dar într-adevăr, nevenind public niciun arhitect, arhitectul general al capitalei, dacă nu mă înșel, că e un arhitect. Arhitectul șef al capitalei, comisie de experți de la Ministerul Lucrărilor Publice. N-am văzut, într-adevăr, acest domn Băluț a venit în forță, a încercuit. Da, anterior, a făcut niște pas la matra pazlicuri cu oficiul de cadastru și publicitate imobiliară. Da. Și a trecut fel de fel de terenuri, le-a mutat de colo-colo fără niciun drept, la apele române, la... Și aici Nicușor Dan a intrat în forță, a văzut, băi, vreau avize, vreau autorizații. Da. Și el a prezentat doar avize, nu autorizații. Una la mână și doi la mână, domnul Dan, Nicușor Dan, primarul general, a ieșit foarte bine, politic vorbind, a marcat un... Hai să tragem câteva concluzii. Uite, eu mi-am notat câteva aici. În tot acest război în care Băluță a venit cu forță, cu sportivi în spatele lui, și înțelegeți, dragi prieteni, ce vreau să spun, sportivi, așa, iar ăsta a venit cu două buldozere singur, fără gardă, fără poliție locală și așa mai departe. Ei, în toată chestia asta, România a putut să vadă cine e Daniel Băluță, primar PSD al sectorului 4 și prim vicepreședinte PSD, și a demonstrat ce ar putea face PSD dacă ar avea toată puterea. Și asta o concluzie. Pe de altă parte, eu cred că viitoarea guvernare care va fi să fie are un element de luat în calcul și acel element de luat în calcul este Nicușor Dan, care, părerea mea, și am văzut și interviul de la postul, de la o televiziune mainstream, să nu-i dau numele, a spus foarte clar că își dorește să mai rămână poate un mandat la Primăria Generală a Capitalei, dar nu. Și ținta principală să intre în cursa pentru... Nu exclude. Păi nu exclude, dar pentru următorul ciclu electoral este un candidat cu șanse reale. Ar putea să fie un candidat cu șanse reale? Bine, are susținerea Bucureștiului. Trebuie să o câștige și pe cea a țării. Aici are o problemă, într-adevăr, dar poate să lucreze. Văd că are consultanți buni. Da, e o schimbare totală. Adică a jonglat.
singurul care a ieșit așa în fața polițiștilor. Băsescu, da. Când a ieșit cu ceferiștii, când... Da, Băsescu a ieșit atunci cu chioșcurile, mai multe a fost. Da, mai multe a fost. Adică a luat-o pe Madame Brigitte Bardot atunci la Perinița, adică sunt niște lucruri care lumea le uită în tot post-comunismul. Bine, Nicușor nu o să dea în acest gen de populism, doar se va bate și se va arunca cu pieptul în față, cu pieptul de aramă, atunci când va avea suportul legii. Mie așa îmi face impresia. Da, până la urmă că s-au bătut polițiile locale, asta arată și aici, sincer să fiu, în toată paraschivenia asta, în tot circul ăsta, un lucru sunt și eu de acord. Nu știu dacă poliția locală își mai are rostul. Asta este o altă concluzie. Și mai este o concluzie. A reușit să introducă referendumul, care azi a fost validat. Hai să luăm întâi poliția locală. Bun. Referendumul a obținut astăzi, este excepțional. Da. O victorie bună. Cum să? Poliția locală, băi, a devenit în ultimii ani o instituție care este folosită ca instrument de forță sau pentru impunerea unor interese de către primari. Păi, avem, conform legii, există un polițist comunitar, n-am zis comunal, la 1000 de locuitori. Da, așa este. Păi, fac 2-3 luni de școală și pa, mă, ne depăr. Bine că nu le dă armă. De e o problemă, de ce sunt foștii gardieni publici transformați înainte de aderarea la Uniunea Europeană în polițiști locali care, părerea mea, nu și-au rostul. Doi la mână sunt niște, o instituție bugetofagă, parazitară și... Câștigă un polițist local, câștigă mai mult decât un polițist care face școală, legislație, timp de 2 ani. Asta este o problemă, mai să știi că asta a fost o problemă de acum 5-6 ani, care eu discutam când făceam, era domnul Coarnă la SNPPC, dacă o să mai ai în emisiune, te rog să-l întrebi. Și se punea problema că la un moment dat anumite competențe între Poliția Națională și asta locală se întrepătrundeau. Și aici ieșeau iar scandaluri, acești oameni dădeau și amenzi rutier la un moment dat. Și cumva li s-au restrâns din competențe, a fost o treabă foarte belicoasă. Bine, acum mai pot fi polițiștii locale pentru dirijarea circulației, dar nu au voie să oprească autoturismul. Nu mai au voie. Au voie să dea amenzi numai pentru autoturismele parcate ilegal sau care blochează porți și așa mai departe. Da, oricum trebuie făcut ceva, iar aici sunt de acord cu Nicușor Dan pe ideea asta, că ar trebui, nu știu, desființată, reformată, nu știu să spun, dar eu o văd ca o instituție parazitară, bugetofagă și ăștia sunt niște de care primarii se aduce aminte de primarul Nechita de la Iași, care a pus poliția locală să urmărească amanda. Da. Să nu-l înșele amanda. Corect. Da, adică sunt niște, cum să spun, de genul pristandat, dacă vrei să o dăm așa în un loc a caragele. Ăla număra steagurile. Câte steaguri sunt la primărie, la prefectură, ăștia până cu toate înjurăturile care le vom primi probabil, dar uite-te și în imaginea asta. Ce să facă domnul ăla? Poliția locală, da, și mai o chestie. Referendum. A rezultat anacronismul organizării administrative a capitalei. Păi, dar stai puțin că capitala nu s-a mai organizarea administrativă, cum vrei să o iei. Păi din 90 așa. Da. Cred că dacă nu era în 80, dacă nu mă înșel. Nici nu m-am uitat să vedem administrativ vorbind de când a fost dat. Se suprapun teritorii. Da. În cazul și ăsta, competențe. Bătaia a fost în teritoriul sectorului 3 pentru acțiune făcută de sectorul 4. Corect. Dar unii au apele, primăria capitală, terenul, apa, Dâmbovița, apele române, planșeul, nu știu al cui e, și mai o problemă pe care ar trebui, o văd eu ca simplu cetățean. Dom'le, treci pe acolo, Doamne ferește, se întâmplă ceva să prăbușești acel planșeu. Cine plătește? Doamne ferește, nu, va fi o tragedie națională. A, bine, fără discuție. Ești, oamenii ăștia să... Dar ce mă surprinde și aici, îi reproșez unii cu Șordan. Nu cumva era bine ca primăria generală, având în vedere că planșeul Pieței Unirii ține de mai multe sectoare, 3 și 4 cel puțin, nu era bine, băi sector 3, băi sector 4, băi Negoiță, băi Băluță, fără frică. Ia, lăsați-o la primăria generală și colaborăm cu toții. Da, și asta, și poți să o faci pe fonduri europene, poți să implici și MIPE, adică și Ministerul Fondurilor Europene, poți să implici mai multe instituții, dacă într-adevăr îți pasă de siguranța cetățenilor și nu numai a bucureștenilor, că poți să fii și din alt județ să treci pe acolo. Da.
totuși e capitala României. Nu, serios, adică gândește-te că acel planșeu, acea construcție a început în perioada interberică în 38-39, a mai fost, mă rog, remodelată în vremea lui Gheorghe Gheorghiu Deș, care rămâne și ăsta un mare conducător în ghilimele, cu bune curele. Mă rog. Ce a mai făcut în vremea lui Nicolae Ceaușescu și după 90 n-a mai făcut nimeni nimic. Păi e o problemă aici. Da. Nici pe omul ăsta nu poți să-l acuz că, mă rog, aia la al doilea mandat, dar de 90 și până acum cine, planșeul ăla nu trebuia verificat, adică nu trebuia să lunar. Dar știi de ce nu s-a făcut planșeul? N-avea borduri suficiente. Tu te gândești la un alt fost primar care a fost prins în Elveția cu acele bijuterii foarte scumpe, erau pensionari. Elveția sau Germania? Nu, domne, din Elveția, în Germania au fost prinse, dar erau cumpărate din Elveția. De Videanu e vorba. Da, și prin... erau niște bijuterii, nu oricine își permea. Un fleac acolo de 5-600 erau niște pensionari amărâți din România. Păi, bun. Am scos în evidență profilul de luptător al lui Nicu Șordan. Altfel decât până instanțe, a ieșit cu pieptul de aramă. Da, a devenit un foarte bun judecător politic, pentru că imediat după acest conflict, care s-a terminat la intervenția lui Ciolacu... Asta am vrut să spun și eu, da. Da, i-a zis, Băluță, hai, treci la loc, băgă-ți un pantalon. Și după aceea a început să negocieze toți liderii de partid și PNL-ul și... Bine, USR-ul... Se știe, dar și PSD-ul invită la discuții, la consultări, la astea. Da, voi votează cu noi, votează cu noi. Voi vreau referendumurile, a zis el. Și promise aprobat. În campanie. Și la ora înregistrării emisiunii știm că referendumurile sunt aprobate. Exact. Așa, a băgat și PSD-ul una, dar la vrăjeală, așa, ca să arate și aia cu drogurile în școală. E importantă să știi. E importantă, dar un astfel de program trebuie la nivel național. De 3 ani, ce tot face? Că s-au lansat ei, nu știu Eu nu apăr PSD-ul, sunt de acord cu tine, dar poți să-l faci pilot în capitală, într-un an, un an jumate, da, să-i faci să-l măsori. Medical, economic, social, sociologic, rândul tinerilor. Da, nu sunt probleme mari în București, nici marile orașe, dar e bine dacă ar începe pilot în București. Iar aici, ce vrea Nicușor Dan, eu nu sunt fanul lui, dar trebuie apreciat. Până la urmă, trebuie o defalcare între atribuțiile primarului general, ale Consiliului Municipiului General, al capitalei, ale primărilor de sector și ale consiliilor locale afiliate primărilor de sector. Fiindcă sunt se între pătrun și până la urmă este tot o șoricăreală politică, să știi. Da. Și mai e o chestie în toată treaba asta. Și bine ai identificat-o. În primul rând, cum împărțim taxele și impozitele? Că îți spun cinstit, eram la începutul meseriei mele de așa zi, jurnalist, publicist, ce vrei să fiu, agricultor, eram la Parlament și un fost regretat parlamentar, Dumnezeu să-l odinească, mi-a spus așa, bă băiete, decât să fii parlamentar și senator sau ministru, mai bine te lupți, ipotetic, că nu mă duceam eu, dar zice, e important să fii primarul general al capitalei, că bugetul în mâinile tale și poți să-ți faci. Dar de unde? PMG-ul are cel mai mic buget față de celelalte sectoare. Primăria Generală. Mă gândesc în și mare. Și aici e problemă. Și Primăria Generală plătește subvenția la termoficare? Știu. Plătește. Asigură iluminat. Da, public. Ca imagine și ca Primăria Capitală importantă. Da, da. Este politicianul ales cu cele mai multe voturi după președinte. Exact. Și mulți de aici au făcut un salt. Traian Băsescu, care... Traian Băsescu a fost singur. A încercat Oprescu, n-a reușit. Viza și Catastrofirea n-a reușit. Și Afirea a fost azilul, aia a distrus, părerea mea. Da, azilul, mă rog. Da, uite că au mai ieșit. Bun. Ok, hai să trecem la sfârșitul săptămânii. Dom'le, chiar mă uitam într-un interviu din Adevărul, scris la de tine, unui specialist, unui foarte bun cunoscător, erau așteptate mari speranțe în acest referendum din Republica Moldova și prezidențiale. Dar ne ocupăm întâi de referendum, erau prognozate 60-63% cu da. Eu am preferat să fac un material cu, îi poți da și numele, un om, este un om care provine din Republica Moldova. Zi, că și tu am și scris la Adevărul de Moldova, am avut materiale, inclusiv blogul meu de la Adevărul, că am scris în vremea guvernării Plahotniuc aproape săptămânal, cât un editorial sau două, până la pandemie.
Nicolae Țibrigan, care într-adevăr este un sociolog și un cercetător, care are o viziune foarte bună asupra propagandei războiului hibrid și cunoaște la firul ierbii, nu că eu n-aș cunoaște, dar el se duce frecvent fiind născut și crescut în Republica Moldova. Și aici am preferat să-l întreb de la firul ierbii să-mi explice foarte clar cum se vedea în rândurile PAS guvernării Republicii Moldova, partidul al doamnei Maia Sandu. Cum vedeau ei acest referendum, fiindcă eu l-am văzut, dar nu am mai scris editoriale pe Republica Moldova, din fapt că am foarte multe proiecte și nu am putut să mai mă concentrez factual, săptămânal, cum făceam de obicei până în pandemie, dar totuși citesc și sunt la curent cu ce se întâmplă. Ei au văzut acest referendum pentru integrarea în europeană ca un și ca un mesaj în raport cu Occidentul, cu susținătorii financiari și, mă rog, politici ai guvernării doamnei Maia Sandu, cât și ca mesaj, dar și ca vehicul electoral în această campanie. Ca potențiator. Exact. Dar, după cum bine știm, eu vorb un proverb românesc, spune așa, socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, iar Republica Moldova este are un context mai aparte și este un, cum să zic, un melting pot, cum zic eu, o oală care fierbe sub presiune. Exact, este foarte greu să poți face o prognoză de la București și am văzut foarte multe materiale de presă la oameni care preiau niște lucruri în mainstream fără să le digere, fără să cunoască niște lucruri și, sincer, nu e suficient să trimiți corespondenți numai în ziua votului. Trebuie să ai un corespondent, părerea mea, zilnic, lunar, trimestrial, care să spună, dar nu așa zici și că sunt câțiva pe la TVR Moldova, nu le dau numele, dar sunt groaznici. Bun, să mă întorc la acest referendum. Acest referendum, eu l-am văzut și, mă rog, Țibrigan îl vede că e mai apropiat ideologic și sufletește de doamna Sandu și de guvernarea PAS. Eu l-am văzut ca un simplu vehicul, fiindcă dacă la sfârșitul păcii din războiul din Donbass se va îngheța, se va federaliza Ucraina, nu știm. Dacă Ucraina va fi, că Zelenski a cerut în ultimele săptămâni integrarea directă în NATO și în europeană a Ucrainei. Nici Moldova nu are cum cu conflictul latent din Transnistria și cu problema din regiunea Găgăuză, de la Comrat, unde e o autonomie din vremea lui Znegur, negociată, trecută în Constituția Republicii Moldova, Bașcanul Găgăuzie este, are drept de veto și drept de vot, inclusiv este membru al Guvernului Republicii Moldova. Sunt niște lucruri foarte, nu dificile, foarte atent, niște lucruri care trebuie foarte atent analizate. Da. Iar doamna Sandu cu PAS-ul și cu toți cei 11 candidați a mai avut o problemă. A mers pe o luptă anticorupție dusă la extrem, în opinia mea. S-a încercat cu doamna Dragalin, care a fost adusă din Statele Unite, tot cetățean al Republicii Moldova, dar care a studiat în Statele Unite, are o expertiză în lupta anticorupție. Dar a uitat un lucru, mă refer și la alege, dar și la acest referendum nu a putut să schimbe anumite percepții vis-a-vis de ce se întâmplă, alimentate de propaganda rusă, nu a reușit să oprească fluxurile de bani negri alimentate prin rețeala Plahoniuc și Ilan Șor, da, dar mai e o problemă. Nu a răspuns intern economic până ce așteptau moldovenii, clar nu. Problema de la Bumbăta, drumul acela de la Bumbăta către Galați, către punctul de frontieră unde sunt niște bani spălați de guvernarea dânsei și nu se știe foarte clar. Există suspiciuni. Există, dar dosarul e îngropat. Domne, așa, mai e o problemă. Ce se întâmplă cu furtul miliardului de la Banca de Economie a Moldovei din 2015-2016? Nu știm asta. Doi la mână, nu știm unde se află Vladimir Plahoniuc, care a fost principalul oligar care, să spunem pe aia dreaptă, în 2019 a negociat, am scris atunci, știu foarte bine, s-a negociat la Ankara foarte mult predarea puterii, că a fost o predare a puterii între binomul format în doamna Sandu cu domnul Andrei Năstase. Domnul Andrei Năstase a fost aruncat peste bord, că au avut niște lupte între PAS și partidul domnului Sandu, domnului Andrei Năstase, și a venit socialiștul lui Dodon. Dodon a fost președinte și din 2019-2020, când au fost alegeri, a fost clar un eșec total, s-a văzut foarte clar și a căzut socialiștii, au căzut într-o oarecare măsură, dar doamna Sandu nu a reușit în mandatul ăsta. Cu toate că în plan extern a știut să jongleze, a profitat de conflictul din Ucraina, a sprijinit fluxurile mari de migranți din Ucraina către Europa,
dar nu a reușit să ofere, încă o dată spun, economic rezultate palpabile. Asta în primul rând contează cel mai. Și bătălia cu justiția care a fost dusă la extrem și a mai făcut o chestie. Prea dură. A reușit să-l victimizeze pe domnul Alexander Stoianoglu. Deci, care și domne, l-a transformat era într-un adversar redutabil. Da, să câștige. Și vom vorbi în următoarele minute și despre... Dar știi că mai e o chestie. Moldova de la talpă, moldovan, ca să cum zic ei, de la talpa țării, este un om temător de schimbare. Este foarte receptiv pe fundul necunoașterii. Nu poți să zici că e prostie, dar pe fundul necunoașterii și o ușoară nostalgie față de stabilitatea care îi asigura Uniunea Sovietică, are frică de schimbare și a fost foarte receptiv la bă, dacă ne ducem în Europa. A fost una din temele de propaganda om la om, nu pe rețelele sociale. Aici au lucrat rușii foarte, mă rog, rețelele anti-Uniune, anti-UE. Dacă intrați în UE, vin rușii peste voi. Și al doilea, dacă intrați în UE, se impune LGBTQ sau va fi liber la LGBTQ, față de care omul simplu de la țară, de la aici brază... Sunt de acord cu tine și într-o oarecare măsură și Pasul a introdus niște lucruri de LGBTQ în programa de învățământ, da. Mai dat apă la moară acestor tendințe și să dau iar și modul ăsta cum s-a negociat și s-a negociat cu Transnistria, adică a preluat de la Plahotniuc această guvernare cu doamna Sandu Cirea greșit. Deci metodele și o parte din oamenii lui Plahotniuc, eu spun public, au fost transferați puterii actuale. Mai e o problemă. A închis cum a făcea Plahotniuc și oamenii doamnei Sandu au închis posturi TV. Cum și astăzi s-aruncă anatema iurea, bă, ăla e putinist, nu ești împotriva mea ca idee, ești putinist. Gândește altfel, ești omul lui Putin. Nu te supăra. Sunt niște lucruri ca și la noi. Se întâmplă, da. Și da, mai dau un caz. Cazul Șoșoacă, n-a fost scoasă de Curtea Constituțională că este omul rușilor. Nu mai mă întorc. Încă o dată. Ce se întâmplă în Moldova trebuie analizat foarte atent și am spus-o de fiecare dată. Scuză-mă o secundă. Și cu mare prudență. Și cu prudență, sunt de acord cu tine. Mai este un institut, băi Boris. Băi Boris, sunt revoltat la faza asta. Institutul ăla pentru studiul războiului, ca și saltul ăla. Dar n-are cu Moldova. N-are, dom'le, dar a spus o chestie înainte de alegeri, m-am crucit. Dacă nu se schimbă vectorul geopolitic din Republica Moldova, vin rușii. Există un pericol de atac aici, rușii. Da, aici, da. Asta nu te supăra. A dat apă la moară. Păi a dat apă la moară. Sunt... Și rușii sunt... Dau greșit totuși propaganda rușilor la ceva. Analizând, tot am stat cu ochii pe rezultatele referendumului și ale prezidențialelor, la îndemnul propagandei pro-ruse, a zis, băi, nu luați buletinele de vot, nu votați la referendum, în ideea că nu se va face pragul. Păi. Și, drept urmare, în această țară, stai așa să mă uit, 80.000 de alegători au refuzat să primească și buletinul de vot pentru referendum. Băi, diferența la referendum e de vreo sub 13.000, 12.500, 13.000 la ora înregistrării. Păi dacă măcar jumătate din ăștia 80.000 acceptau să voteze, să zică nu? Da, sunt probleme, într-adevăr, dar să știți că pentru dacă va câștiga al doilea mandat, este posibil și asta, nu știu. Nu știu în ce măsură oamenii pro-Rusia, să zic așa, că pro-Eurasia, să-i spun. Da. Nu, Kremlin. Nu știu în ce măsură, dacă se vor strânge, dacă îmi fac un calcul. Să fie tot ce spatele lui Stoianoglu. Da, și să spun o chestie cu acest Stoianoglu, că lumea de la noi la București nu înțeleg și oamenii ăștia care sunt mainstream au tot o altă agendă, mă rog, nu știu cine o dictează, nu-i treaba mea. Domnul Stoianoglu, mă rog, are origini din regiunea Găgăuzei, născut la Comrat. A candidat de două ori. Da, a fost în guvern în vremea PDM-ului, nu e asta o problemă. Nu, da, candidat pentru funcția de bașcan. Da, pentru funcția de bașcan. Și a pierdut de două ori, în 2016 și în 2020. Corect, așa, vreau să spun, a fost procuror general al Republicii Moldova și în 2020 s-a invitat, nu știu dacă i s-a inventat, nu știu, sincer,
Am trăit, nu că sunt fanul dânsului, n-am nicio legătură cu domnul Stoianu, dar s-a creat acea psihoză care se crea la noi cu un doamnă, în perioada doamnei Laura Codța-Chioveși. I s-a făcut un dosar de așa zisă corupție, cu scandal a fost dat jos din funcția de procuror general al Republicii Moldova și cumva pe tema asta omul ăsta se victimizează și dacă știe cum să o joace cu restul candidaților, să zic, din spate, cu Irina Vlah, din ce văd aici, Natalia Morar și alți oameni care, să zic, iar mai putea aduce de notorietatea lor voturi, s-ar putea să-i facă mari probleme, doamne. Da, eu sunt convins că iarăși revin mulți și dădeau, băi, e foarte șanse foarte mari să ia din primul tur. Uite că cu tot efortul și mă gândesc la sutele de mii de tineri din diaspora, băi, care a fost impresionant, adică cum erau ai noștri și votau cândva diaspora noastră, a luat numai vreo 42 spre 43%. Păi, ai luat-o, fiindcă nu prea se schimbă balanța. Năstase a luat mult prea puțin ca să fie iarăși alături de ea. Altcineva nu văd să vină alături de ea. Nu știu, și cu Năstase e o problemă, fiindcă a fost dat din barcă jos cum a fost. Da, da, ei, am zis și eu. Da, și plus că mai sunt și alte probleme, adică să nu te gândești că totul e lapte și miere. În plan extern, i-a luat oamenii de la Bruxelles, știi, i-a dus, le-a făcut, într-adevăr. Dar intern nu e chiar așa și nu poți să schimbi. Așa, da. Nu ai cum să schimbi. Și sunt nu... curios câți bani vor mai băga rușii în propagandă. Pentru că da, și lupta nu s-a terminat. Nu, vor băga și unii și alții bani. Gândește-te că Republica Moldova este... Poți să câștige doamna Sandu și spun de ce. Georgia a fost luată de Rusia, da, clar. E posibil ca Republica Moldova să fie în continuare un bastion de întărire aici în flancul estic cu alături de România și să fie agreată de Uniunea Europeană și de Statele Unite și cumva să câștige în continuare treaba asta în contextul în care rușii au Transnistria. Care Transnistria încă nu ai o soluție foarte clară. Și mai e o chestie. Degeaba câștigă dacă nu are Parlamentul. La anul va fi bătălie mare, exact. Va trebui să ducă o politică și să facă niște deruleze, niște programe, niște acțiuni să câștige populația. Știu, și să vină... De votatul moldovan, exact. Liderii Europei. Corect, dar să știi că referendumul ăsta, în opinia mea, rămâne un duș rece. Pe de altă parte, trebuie să spun că România este ieșită total din jocul geopolitic de la Chișinău și o spun cu mare atenție și cu mare părere de rău, fiindcă și Klaus Werner Iohannis, văd că și domnul Ciolacu face aceleași greșeli, pentru că-s disperați după voturile moldovenilor cu dublă cetățenie și nu analizează la rece niște lucruri. Da, iar Moldova ne tratează pragmatic ca o vacă de mors. Cum a zis cercetătorul Țibrigan, îl citez, România ne-a ajutat mai mult, dublu de când ne-a ajutat în perioada interbelică. În interviul meu pe Adevărul, lumea poate să-l citească, ziua Z, alegeri cruciale la Chișinău. Prognoză? Prognoză, cred că va câștiga la limită doamna Sandu, în opinia mea, fiindcă Occidentul nu va ceda Republica Moldova. Dar rămâne problema cu Găgăuzia și problema cu Transnistria. Foarte scurt, Găgăuzii sunt fraieri, la fel și transnistrenii. De ce? Pentru că dacă intrăm în Uniunea Europeană, Uniunea Europeană este favorabilă autonomiilor regionale și vor câștiga mult mai mult. Vezi, dacă nu te-ai născut la Chișinău să le explici, păcat. Ce va fi? Vom vedea peste două săptămâni. Da. Mulțumesc, Sebastian. Și eu îți mulțumesc și la ne bună vedere. Ne revedem săptămâna viitoare. La bună vedere. Până atunci, dragi prieteni, nu uitați. Fiți buni.